goluri. Un meci frumos, un meci la care ai răspuns ce a vrut antrenorul. Normal, cred că și jucătorii care au jucat mai puțin aveam nevoie de acest meci, pentru că avem un lot numeros, un lot cu valoare și cred că acest amical e binevenit pentru toți jucătorii. Urmează un meci sâmbătă pe viață și pe moarte. Nu știu chiar dacă pe viață și pe moarte, cred că e mai multe derbiuri golilor, derbiul galeriilor și cred că cel mai bine este să... un spectacol frumos și cred că cel mai bun să câștige. Și crezi că avem șansă pentru 3 puncte sâmbătă? Totul e posibil, după cum vedeți și dumneavoastră, și noi am început primele 2 etape, am jucat bine și am pierdut. Se poate orice, cum să nu, de ce nu? Avem o echipă cu valoare, au venit jucători care cred eu că este un plus pentru noi, s-au integrat foarte bine și mă bucur acest lucru. Ai păstrat un gol și pentru meciul cu Rapid? Eu sper să fi păstrat și un gol, dar cel mai important cred că nu sunt marcatorul la cum Diara, dar încerc să mă pun în slujba echipei și să câștigăm. Cum crezi că va fi atmosfera? Una incendiară, cred că orice fotbalist își dorește așa ceva. Se joace cu, cred că e sold out de 2 zile stadionul, deci abia așteptăm meciul. Cum puteți să bateți Rapidul? Cum crezi că puteți bate Rapidul? Ca echipă, cum am demonstrat până acum și la Divizia B și la Liga 1 până acum, ca o echipă. Asta e cel mai important. Cred că, după cum ați simțit și noastră, care sunteți în jurul echipei, am format o familie, suntem o familie de 1 an de zile și asta contează cel mai mult.